articol, Virgil Musta, sfaturi simple contra coronavirus. Cum, în această perioadă, discuția cu privire la întoarcerea elevilor în sălile de clasă este pe buzele tuturor părinților și copiilor din România, medicul Virgil Musta a vorbit despre procedurile care ar trebui urmate pentru ca lucrurile să fie în perfectă ordine. Citește și, medicul care face minuni la Timișoara împotriva COVID-19, Virgil Musta, despre coronavirus, este război de redobândire a unor teritorii. Citește și, medicul Virgil Musta, despre COVID-19 și tratamentul bolii care face ravagii. Doctorul din Timișoara răspunde și la întrebarea de ce mor oamenii din cauza noului coronavirus. Citește și, medicul care face minuni la Timișoara împotriva COVID-19, Virgil Musta. Avertisment teribil despre epidemia de coronavirus. Vom avea epidemie până în 2021, mai exact, explică Virgil Musta. Întoarcerea copiilor la școală nu este neapărat un lucru rău, ci, dimpotrivă, dar sunt câteva condiții de îndeplinit pentru ca toți să fie în siguranță. Copiii, în marea lor majoritate, fac forme ușoare, chiar asimptomatice, ei mai mult sunt factori de contaminare, ei mai mult poartă virusul și pot contamina pe alții. Aici trebuie gândit un mod de acțiune diferențiat. Adică, școlile unde există posibilitatea să păstrezi igiena, și copiii. Primul lucru când ajung la școală trebuie reînvățați să se spele pe mâini, să nu ducă mâna la gură și să nu aibă comportament din acesta care prezintă riscul de contaminare. Acestea sunt școlile care pot intra în primul eșalon al revenirii la învățământ, explică medicul care a făcut minuni la Timișoara, împotriva coronavirusului. În altă ordine de idei, a mai explicat Virgil Musta, trebuie gândite o serie de proceduri care să respecte distanțarea socială și chiar împiedicarea virusului de a ajunge într-o concentrație ridicată în sălile de clasă. E ideea de a nu fi clase foarte aglomerate. Poate acea repartiție a copiilor, jumătate să vină într-o zi, jumătate în cealaltă. Sunt mijloace care ar fi eficiente. Să știți că noi, românii, suntem un popor inventiv și inteligent, deci putem găsi soluții, numai să le dorim, ca dacă înțelegem care sunt mecanismele de transmitere să încercăm să le împiedicăm. Oricum, clasele trebuiesc bine aerisite. De ce să nu avem ore afară, în curte, acolo unde școlile permit, că riscul de contaminare ar fi mult mai mic. Este vreme bună, începe să fie cald, se pot realiza toate aceste metode. Poate ar fi o soluție și micșorarea timpului de oră și copii să lucreze mai mult individual, acasă. Există tot felul de variante, cred că ar fi benefic să le încercăm, dar eșalonat și cu multă, multă grijă și înțelepciune, a mai spus Virgil Musta. Virgil Musta, sfaturi simple contra coronavirus. Doctorul Virgil Musta spune că mâinile trebuie să se bucure de o atenție specială. O cale importantă de transmitere sunt mâinile. Mâinile murdare, contaminate. Noi, când tușim, când eliminăm acest virus, el se depune pe suprafețe. Punem mâna și, automat, ne-am contaminat. Putem să ne contaminăm de pe sol, de pe masă, de pe obiecte. Această transmitere se face prin mâna noastră,
mână pe care o ducem la gură, la nas, la ochi. Trebuie să desfacem acest lanț și acel obicei pe care le avem să ducem mâna la nas, trebuie să îl controlăm. Și nu e simplu. Când mergem acasă, pentru că s-ar putea să ne contaminăm tălpile de la virusul de pe sol, primul lucru e să ne descălțăm. Avem acel preș cu clor, ne ștergem bine talpa de la pantofi, ne descălțăm și fără să atingem nimic în casă mergem și se spălăm pe mâini. După ce ne-am spălat pe mâini, practic am igienizat mâna, ne scoatem hainele, într-un loc anume, pe care îl considerăm posibil loc contaminat și unde le lăsam 24 de ore, la aerisit. Dacă avem posibilitatea să punem o lampă de ultraviolete, dacă avem posibilitatea să le spălăm, le spălăm. Mergem din nou să ne spălăm pe mâini, după care ne îmbrăcăm cu hainele de casă. Nu trebuie să umblăm cu aceleași haine în casă ca și afară, să nu umblăm cu aceiași pantofi în casă ca și afară. Și să ne spălăm cât mai des pe mâini. Toată lumea este speriată că nu există dezinfectanți. Da, dezinfectantul ajută, dar apa și săpunul sunt cele mai bune și îl are oricine. Și, foarte important, dacă nu punem mâna la gură, la nas sau la ochi, nu ne contaminăm. Aceste gesturi trebuie să învățăm să le controlăm și atunci avem o șansă, virgulă, ne-a mai spus, în exclusivitate, Virgil Musta.